Salutare, dragii mei abonați, dragii mei pescari. Iată-ne aici la Balta, în grădina, cu pe înserate aproape. Bine, mai e mult până se face beznă, dar e 6:30. În vreo 2 ore deja pune soarele. Și zic să facem așa un videoclip făinuț la pâine. La pâine, doar hrănire astăzi. Că tot comentează mulți că, băi, nu le mai da pâine, că nu știu ce. Băi, fraților, le dau pâine de peste 10-15 ani, că nici nu mai știu de când am tot avut bălți mărite și așa mai departe. Deci peștilor le place pâine, ca idee. Deci nu se pune probleme de așa ceva și că le place. Nu le face nimic rău. Eu n-am avut pește mort din cauza la pâine. Ia uitați-vă și voi aici. Tot ce vedeți, ciortani și peste palmă și așa mai departe, sunt produși aici. Și broasca aia, că uite, a venit un craf să dea în ea. E incredibil. Ia uite. Eu fi foame și ei, ce să zic. Hai să vedem ea. Atâția ciortani și crapi frumoși care s-au făcut în balta asta. Nu vezi pe atâtea bălți private, populate. E incredibil. Uite câți cărășei, câți ciortănei mici. Eu am zis la un moment dat că toți ăștia ce-i vedeți aici sunt numai caraj, dar nu sunt, că am mai prins la plută. Ia uite ce ciortani, ia uite. Am mai prins la plută, fraților, și sunt și ciortani. Uite, sunt și ciortani pentru ei, că să văd. Caraj, mai mici, mai mari. Ce vorbești, mă? Deci dacă stai să o urmărești, pentru mine, vă zic sincer, e o plăcere extraordinară să stau să urmăresc cum termină pâinea asta, pentru că mereu vin pești noi. Crapi frumoși, ciortani mai mari, mai mici, superbi. Vai de capul meu, au venit 2 baluzai bări odată. Băi, incredibil așa ceva. De poveste. Asta s-a speriat de mine, eu sunt pe... Ia uite-l. E unul mare. Ioi de capul meu. Mamă. Absolut minunat. Minunat. Fiți atenți aici. Fiți atenți aici. Hai să rupem așa o bucată. N-ai, mă, e superb. E de vis. Deci, prieteni, e de vis. Uite așa. Și când se aude ea că plescă în apă, peștele cunoaște sunetul, fraților, și vine la pâine. Asta e o apelare. Bă, dar broasca aia, mă. De câteva videoclipuri încoace mă zăpăcește. Ia uite un crap coi frumos, roșu cu alb. Vă dați seama că avem și teni și toate speciile. Bine, mai avem multe specii de băgat, dar oricât e bine. Hai să vedem când vine unul de la mare. Un ciortan mai mare a fost. Ia uite. Purcelușii, purcelușii. M-a dus pâinea rău încolo, mă. Ia uite. A venit acolo o guriță mai mare. Acolo e izvorul principal. Mamă ce, fiți atenți la crapul la roșu, s-a dus în broască. Deci nu se sperie de broască, n-are nicio treabă. Deci n-are nicio treabă, ia uite. Păi deci sunt mulți crapi coi din aceștia, eu oricum am băgat destui de mulți, care abia cui văd după atâta timp, uite altul, ia uite. Deci erau 2 acum, a venit unul cu roșu cu alb, unul roșu mai aprins, portocaliu așa. Incredibil, ia uite, și acolo trage, și aici trage. Fu, acolo a fost unul mare, ia uite, ia uite, ia uite, sunt vreo 2-3 acolo. Băi, deci fix acolo s-a dus la furtunul ăla, dar nu se mai vede, mă. Absolut superbi. Deci în broasca aia dă cât un crap la secundă. Superb, fraților. Deci uitați-vă, seara, cel puțin, ei s-au obișnuit să vină aici, deasupra pontonului.
Am micșorat cât s-a putut. Deci aici, deasupra pontonului, am învățat când le mai dau pâine seara. Că în rest, ziua, se ascund bine în părțile alea, dacă e un pic soare, cam greu un pic cu soarele ăsta. S-au învățat mult pe sub salci, pe sub alea, oricum tenul numai acolo stă. Deci tenul, tată, greu să vină pe aici, mai vine, dar rar. Superb, asta e balta, aproape 20 de metri pe 20. Să zicem undeva luciu de apă, 17 pe 17, că ea are cam 20 pe 20, dar nu e așa apă până în maluri complet. Da. Hai să dăm mai aici, că aici e mai umbră și am impresia că s-ar vedea mai bine peștii. Ia uite. Deci când nu bate soarele, se vede lux. Da, de puiet e plin. Deci efectiv puietul ăsta trebuie scos neapărat. Cât se poate de mult. Ia uite ce ciortani. Băi, și când pescuiești, nu intră, frate, intră destul de greu. Ia uite ce frumusețe e ăla, cred că era un caraz mare. Avem și caraj mai mare. Uite, da, e un caraz mare aici de sub, ia uite-l. Ia uite, fiecare bucățică de pâine. Ia uite un crăpălău acolo ce a fost. Ia uite ciortan frumos, mă. Fiecare bucățică de pâine e plină și dacă arunc și în alte părți ale lacului, mai vin și în alte părți. Este un colțișor de rai, un vis frumos. Ia uite ce crăpălău. De multe ori e fain să lași câte o bucată ca să vină toți peștii pe ea. O să vină unul mare la un moment dat aici. Hai să vedem. Era unul mare pe aici. E un ten mare de dedesubt. Mamă, cât a tenul, fraților! Bă, cât a tenul a venit! A venit o torpilă de ten. Deci, efectiv, nu s-a ridicat. Nu s-a ridicat. Era pe sub pâine. Nu-mi vine să cred. Deci, nu-mi vine să cred, fraților. Nu-mi vine să cred. El se vede și mai greu, pentru că nu are aripioarele roșii, cum are crapul. Bă, nu-mi vine să cred ce am văzut. Mare tenul, peste 2 kg. Am mai prins eu unul la vreo 2,5 la plută, anul acesta aici. Mamă, nu cred. Deci nu cred așa ceva, e pe zonă. Vreau neapărat să vedem. Chiar sunt curios. Deci chiar sunt curios. Vai de mine, ce superb era. Da, tenul nu are aripioare roșii. Uite, o oglindă ceva a fost, n-am văzut-o bine. Da, aia cu solzi mai mari. Tenul nu are aripioare roșii, vă dați seama, are o culoare mai grena așa sub apă. Băi, frate! Incredibil! Chiar m-aș bucura să vedeți și o torpilă. Preferatele mele, torpilele. Ia uite, ciortănei mici. Ia uite, crapul a dat în broască. Uite. Greu, greu cu tenul, nu l-am mai văzut. Dacă n-ai densitate, e greu. B-
da grăsană, e bubroască asta. Ia. Mamă, ce oglindă frumoasă venise. Ia uite-o. Ia uite câta oglinda, frate. Băi, câta oglinda a venit, mă. Să dusese în broasca aia și după aia mai veni la o bucată pâine. Superbă, superbă. Deci era la vreo 3 kg aia. Hai că a terminat și pâinea asta. Băi, frate, mă. Hai să vedem ce mai iese. Bă, deci ăștia stau, ia uite, 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 uite. Ăștia stau, mamă, uite, venise un coi nou, fii atent aici, un coi portocaliu cu picățele negre, ceva de genul, numai. Ăștia stau sub ponton, fraților, deci crapii stau sub ponton acum. Voi vă dați seama, uite, de-aia mănâncă aici, acum ajunge pâine aici, aici dă cel mai bine. Ce a fost acolo? Mamă, mamă, mamă. E aici, frate, deci sunt aici de dedesubt. Fac valuri aici. Bă, ce liniște, mă, ce relaxare. De la bunul nostru Dumnezeu. Bă, dar ce-mi pare rău că vreau să văd tenul ăla, mă, să vi-l arăt și vouă, mă. Ia să vedem. Mamă, ce e acolo? E o bătălie pe cinste, uite. Ia uite, frate. Nu, no, hai că i-am adunat prea bine aici. Hai să mai schimbăm o leacă direcția. Ia să dăm noi și mai aici. Păi, tot ia uite, deja e plin de puiet. Prea i-am adunat sub ponton. Hai te așa. Ia uite. Mai e problemă, nene, că peștele trebuie să circule. Ia uite, crapă acolo direct.
Și sunt diferiți, fraților, nu vă gândiți că sunt, ia uite acolo cât a bucata a fost, bam. N-ai, frate, i-am văzut burta, era de la gras. De la gras și mare. Deci nu vă gândiți că sunt aceiași. Ăștia-s diferiți, mulți dintre ei. Mulți, mulți dintre ei. Fiecare așteaptă pe zona lui. Uite, mă, coiul ăla n-a stat el. Ia uite. Uite tenu, era tenu. Bă, tenu când a văzut broasca și fugi, mă. Și nu era ăla de l-am văzut mai devreme, ăsta era unul mai mic. Incredibil, mă, frate. E tenu pe zonă, mă, tată, mă. Ia uite ce coi sub broasca aia. Ia fiți atenți, hai mă, du-te la pâinea aia, mă. Uite, ăla e diferit, ăla nu a venit până acum. Incredibil, mă. Ce să mai pretind? Ia uite altul alb, un coi alb. Sper că v-am bucurat așa privirile cât de cât. Și v-am relaxat, că eu m-am relaxat la maxim. Ia uite ce a fost aici. Două bucăți mari. Și cred că dacă aveam un somn în baltă, lua broasca asta la fund. Problema e că somnul am luat și tot puietul ăsta la fund. Cam asta e problema. Ia uite ce-i dă crapii ăștia câte una. Superb. Ce guriță frumoasă. Uite, oglindă frumoasă. Asta era altă oglindă, nu ce era mai devreme. Sunt câteva oglinzi frumoase, diferite. Superb. Ce să mai, prieteni, închid aici videoclipul. Mai am o jumătate de pâine. Rămân să mă bucur în continuare de ceea ce văd. Că nu mă mai satur. Na, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Ce să mai, hai să dăm așa o raită de baltă. Un tur de baltă, nu știu dacă a rămas cineva până aici. Să te uiți vreo 20 de minute numai așa când mănâncă peștie ceva, dar... Na, mie mi-a plăcut. Apa arată destul de bine. Fiind balta de pământ, balta sălbatică, că sălbatică s-a făcut. Și de-aia peștilor le place.
De-aia, tată, peștilor le place, de-aia se înmulțesc, pentru că balta oferă condiții sălbatice. Uitați-vă cum arată toată zona și apa duce mult după pomul ăla. Dar lor le place, au sălbăticie, au siguranță, ia uite, până în partea aia duce apa încolo. A, nu mai intru acolo acum. Au siguranță, au de toate. Acolo e curată zona cea mai așa, lângă ponton. Dar în rest, nu duc lipsă de nimic. Într-adevăr, trebuie să curățăm un pic pe aici. Da? Cu timpul le facem pe toate. Pește să fie în baltă, că nu-i problemă de război. Hai, v-am salutat. Fire întinse, dragii mei pescari.